Câteva sute de credincioși au participat în Vinerea Mare la Drumul Crucii, un pelerinaj ortodox ce are loc în Valea Jiului. Procesiunea a avut în frunte un sobor de preoți și călugări și a pornit de la Cimitirul Eroilor din Lupeni, preoții fiind cei care i-au binecuvântat pe toți credincioșii. Drumul Crucii are o însemnătate religioasă deosebită pentru toți creștinii, care în această zi se adună în locul deja știut de 13 ani și se închină în fața crucii din lemn, în care este încrustată o parte din crucea Mântuitorului. Pentru ce vă aflați astăzi aici, la Drumul Crucii? Pentru Tatăl Ceresc, care a făcut pământul și ne-a dat lumină. Cât e de importantă această zi pentru noi creștini? E mare, foarte mare, papa. E foarte importantă. Foarte importantă pentru credința noastră. Veniți des aici? Da. În fiecare an și la Sfânta Biserică merg. Faceți acest drum pe jos? Da. Pot să merg și 100 de kilometri la vârsta mea. E ceva plăcut și trebuie să ajutăm la Sfânta Cruce, știți, la Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne rugăm să prindem credință, că nu prea avem foarte multă lume. Și pentru boli, pentru orice, domnișoara. Ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute pe toată lumea. Drumul Crucii are o lungime de 10.145 de metri, iar pe traseu pelerinii fac 14 opriri în locuri marcate, unde preoții citesc din Cartea Sfântă cele 12 evanghelii. Pe un traseu de 10 km între Lupeni și schitul din Vârful Straja, situat la 1440 de metri altitudine, ortodoxii au însoțit crucea lui Iisus din lemn masiv, care cântărește peste 100 de kilograme și măsoară 4,4 metri în lungime și 2,20 de metri în lățime. Nu au lipsit însă de la procesiune primarii și politicienii care au pășit alături de credincioși pe acest drum. Cum vedeți Vinerea Mare aici la Lupeni? Vedeți dumneavoastră, cred că Vinerea Mare în municipiul Lupeni este una din cele mai importante zile ale anului, ținând cont și de acest minunat lucru care se face an de an în municipiul Lupeni, Drumul Crucii. Eu pe această cale țin să mulțumesc organizatorului care se ocupă de acest lucru, care s-a ocupat de la început, de fapt, din 1999, și uitați că am ajuns la cea de-a 13-a ediție. Sper să ne ajute Dumnezeu să fie cât mai multe ediții de acest fel. În primul rând, trebuie să vă spun că fac parte și eu din Comitetul Parohial numărul 3 Vulcan și consider că este o onoare să particip la o asemenea procesiune astăzi, în Vinerea Mare, când toți credincioșii se adună lângă Crucea Sfântă să o conducem până sus în vârful muntelui. Astăzi cred că ne vom elibera de toate greutățile. Fiecare are o cruce de dus în spate, e mai grea, mai ușoară și cred că astăzi vom reuși să depășim toate problemele sociale, psihice și, sigur, economice, să le spunem. Trebuie ca astăzi să fie ziua împăcării și de seară voi participa la prohodul Domnului Iisus Hristos la biserică, după care mâine seară la înviere și cred că zilele astea vor fi zile de reculegere, zile de eliberare a tuturor răutăților din noi, că a devenit lumea prea rea și cred că este bine să ne adunăm toți la un loc, să construim ceva. Hristos a spus, construiți pentru voi, faceți totul. Ca în fiecare an am venit și anul acesta la Drumul Crucii, este Vinerea Mare, este un moment emoționant, pentru că este momentul în care retrăim anumite momente pe care le-am trăit an de an și cred că este singurul moment în care ne simțim cel mai aproape de Dumnezeu. În cei 15 ani de când mă implic în politică am înțeles un lucru, că fără credință și fără încredere în Dumnezeu nu putem să realizăm ceea ce ne-am propus. Dar fiind tot timpul cu gândul și cu sufletul alături de
de oameni și cu credință în Dumnezeu putem să reușim să facem cât mai multe lucruri pentru cei din Valea Jiului. În primul rând aș vrea ca în această zi mare de sărbătoare, în Vinerea Mare, să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile care le-a făcut pentru orașul Petrila și pentru fiecare cetățean din această comunitate. Este nevoie și firesc să cinstim acest eveniment așa cum se cuvine. Să mulțumim domnului Părău pentru inițiativa frumoasă și lăudabilă pe care a avut-o în urmă cu 13 ani și este bine că se continuă și se păstrează această tradiție, așa. Și în ceea ce mă privește, cred că sunt pentru a cincea sau a șasea oară, am fost într-un an cel care am dus o porțiune de drum crucea în spate. Pentru mine este o onoare să particip la acest eveniment și încă o dată vreau să chei prin a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru sănătate și pentru toate binefacerile și vă rog să-mi permiteți ca prin intermediul dumneavoastră să transmit cetățenilor din Petrila și din toată Valea Jiului să aibă un Paște fericit și fie ca lumina învierii să pătrundă în inimile și în casele fiecăruia, să le aducă mai multă liniște și pace sufletească. Hristos a înviat. E o procesiune care deja a devenit tradiție la Lupeni. E un lucru inedit și deosebit în același timp. E lăudabil faptul că la Lupeni se păstrează această extraordinară tradiție și așa cum se vede de fiecare dată, în fiecare an participă din ce în ce mai multă lume. E, dacă vreți, o reîntoarcere către valorile supreme ale creștinismului și cred că acesta este un lucru extraordinar. Este ziua numită Vinerea Mare pentru că este ziua în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost supus la cele mai îngrozitoare chinuri pentru noi și pentru noastră mântuire. Și de aceea este ziua de post, de ajunare pentru cei ce pot să ajuneze și e o zi în care cinstim patimile Mântuitorului. De aceasta e numită Vinerea Mare și iată ne bucurăm că în Valea Jiului, prin inițiativa și jertfa domnului Emil Părău, s-a instituit această sărbătoare de cinstire a Sfintei Cruci a Mântuitorului, drumul crucii. Ne bucurăm că, iată, Valea Jiului se poate afirma și pe această cale în fața țării și a turiștilor străini. Ați ajuns, iată, la al 13-lea an în care venim pe drumul crucii într-o zi de vineri 13. Vorbiți-ne despre această procesiune. După cum vedeți, și anul ăsta ne ajută Dumnezeu, ca în fiecare an, cel puțin la plecare să nu ploaie. Sperăm ca timpul să fie bun, dar totuși la scena răstignirii, din nou să poate ne arată Dumnezeu niște semne și să ne dăm seama că Mântuitorul Iisus Hristos este alături de noi. Ce vă pot spune decât ceea ce a spus Mântuitorul? Să ne luăm fiecare crucea noastră și să pornim pe acest drum al Golgotei, să oprim la cele 14 popasuri, să înțelegem ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi, pentru jertfa care a făcut-o pentru noi, să ne ierte păcatele și sperăm că și astăzi va fi alături de noi și, de ce nu, o parte din păcatele pe care avem ne vor fi iertate după parcurgerea acestui drum al crucii. Crucea a fost însoțită de bărbați îmbrăcați în straie de romani pentru a fi reprezentat cât mai bine fragmentul răstignirii din Biblie. Orice creștin care participă la pelerinaj are posibilitatea să ducă crucea. Pe cruce sunt sculptate imagini cu cele 14 popasuri care se fac în drumul până la schit,
o bucată din lemnul sfânt din crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, adusă de pe muntele Athos, precum și moaștele a mai multor sfinți. Procesiunea a durat în jur de 4 ore, iar credincioșii care au luat parte consideră că este o plăcere în Vinerea Mare să însoțească crucea. În straja, în primul război mondial, au murit peste 800 de soldați, o parte dintre aceștia fiind înmormântați în cimitirul eroilor din Lupeni, chiar în locul de plecare al procesiunii.